E lăudat și binecuvântat. Poporul Domnului, Dumnezeu ne împodobește cu experiența acestei seri, ne binecuvintează cu această întâlnire, cu această părtășie, cu Sfinții, cu Domnul. Sunt mulți oameni care n-au mai apucat sărbătoarea aceasta, mulți creștini, însă Dumnezeu ne-a făcut parte de ea nouă, celor care suntem prezenți aici și altora în alte părți. Am ascultat o predică din Scripturi, a fost o predică mai scurtă, la fel va fi și cea de-a doua, pentru că timpul este limitat și vrem, după încheierea serviciului divin aici în sanctuar, să mergem în sala de rugăciune cu cei care doresc să avem un timp de stăruință. Cele trei seri pe care le-am petrecut împreună au fost un timp destul de limitat și vrem, pentru că s-a încălzit sufletele lor, s-a mărit dorința lor și au gustat din experiența acestor trei seri, să oferim celor care au stăruit și familiilor lor și Bisericii Domnului încă o oportunitate, probabil de o oră și jumătate, și toți, fiecare dintre dumneavoastră, de fapt, sunteți invitați. Acum, înainte să întindem mâna înspre trupul și sângele Domnului, între aceste 12 sărbători ale cinei Domnului din an, trebuie să acceptăm că aceasta de joi seara este specială și are o semnificație deosebită pentru sufletul nostru. M-am gândit, adunând câteva gânduri, să vorbesc despre condițiile realizării mântuirii. Evident, titlul e îndrăzneț, probabil că s-ar putea scrie multe cărți despre ideea aceasta. Scopul meu este să spun câteva lucruri care să aprindă în sufletul nostru admirația noastră față de Domnul, care a suferit atât de mult, care a avut inițiativa restaurării, mântuirii, iertării noastre și care, de când ne-am mântuit până astăzi, a trebuit să ne ierte de atâtea ori, uneori să ne ierte de același lucru care s-a repetat de mai multe ori. Condițiile realizării mântuirii. Este știut faptul că omul a fost făcut de Dumnezeu într-o condiție sfântă, asemenea Creatorului. Însă prin neascultare omul a păcătuit și păcatul acesta l-a determinat pe Dumnezeu să-l pedepsească pe om și să-l alunge din prezența sa. Este de asemenea știut că Dumnezeu a pregătit mântuirea pe care a oferit-o și o oferă în continuare omului în dar, pentru a-l mântui pe omul păcătos și pentru a-l aduce înapoi în prezența sa. Această mântuire pregătită de Dumnezeu este plănuită de Dumnezeu Tatăl și este realizată de Dumnezeu Fiul, de Mântuitorul Iisus Hristos. Și ea este aplicată de Duhul Sfânt. Această afirmație se face mereu și mereu în mijlocul Bisericii Domnului. Care au fost condițiile realizării mântuirii? Noi astăzi primim mântuirea fără să ne coste, ba dimpotrivă, uneori ne este rușine să ne pocăim. Dar nu ne este rușine de tot ce am făcut până acum. Adevărul este că atunci când rușinea de tot ce am făcut va fi mai mare decât rușinea de a ne pocăi, vom socoti ca o onoare să ne pocăim. Când ceea ce am făcut nu ni se pare suficient de grav, numai predicatorii ne spun că este grav, atunci, evident, este mai mare rușinea să te pocăiești decât toate păcatele și destrăbărările pe care un om le-a făcut în trecutul lui. Care sunt condițiile pentru realizarea mântuirii? Realizare înfăptuită de Mântuitorul Iisus Hristos. O să spun două lucruri. Teologic, ele sunt mai multe. Primul dintre ele, pentru ca mântuirea să poată fi realizată de Domnul Iisus Hristos, a trebuit ca Domnul Iisus Hristos să fie la modul absolut sfânt. Mântuitorul care a realizat mântuirea nu putea realiza mântuirea dacă el ar fi avut o condiție asemenea nouă, adică să fie păcătos. El a trebuit să fie o excepție de la orice ființă umană și să fie de-a dreptul sfânt, dar o sfințenie absolută, o puritate fără urmă de reproș.
Această sfințenie a Mântuitorului pune în evidență calitatea Mântuitorului. Sfințenia Mântuitorului demonstrează calitatea lui de a fi Mântuitor. Atunci când vorbim despre sfințenia Mântuitorului, trebuie să exprimăm, trebuie să afirmăm cele două părți: sfințenia înnăscută și sfințenia dobândită. Când spun despre sfințenia înnăscută, mă refer la faptul că el este o excepție între toate ființele umane care se nasc din împreunarea unui bărbat, soțul, cu o femeie, soția. Hristos însă a avut o existență anterioară, el nu s-a născut, noi afirmăm asta, dar el doar s-a întrupat, mutându-se din existența anterioară, care este de natură eternă, înghesuindu-se în formă umană de copilaș pentru 33-34 de ani, după care a revenit la existența sa eternă, înălțându-se de pe pământ. Atunci când a apărut în lumea noastră prin întrupare, nu a fost o naștere în urma unirii soțului cu soția și s-a născut un copil după o sarcină de 9 luni, ci Biblia spune un lucru care nu poate fi așa de bine înțeles logic, dar poate fi crezut prin credință. Biblia spune că Duhul Sfânt a umbrit-o și în maniera aceasta Maria, care era o fecioară, a rămas însărcinată și l-a născut pe Iisus Hristos. David este unul dintre oamenii care vorbește despre faptul că atunci când un copil se concepe, se zămislește în pântecele mamei lui, el se concepe, se zămislește într-o atmosferă, într-un context al păcatului adamic. Și orice om care se naște în lumea aceasta, orice copil care se naște, el se naște sub incidența, sub semnul, sub pecetea păcatului. Și păcatul acesta se numește păcatul adamic. Păcatul acesta este doar potențial, dar se activează la momentul la care copilul, trecând de vârsta 12-14 ani, devine conștient de realitățile vieții, inclusiv de realitatea existenței lui Dumnezeu și a păcatului personal. În momentul acela, lui se cere să se pocăiască și să creadă. Dacă face aceste lucruri, este iertat de păcatul adamic, este iertat de păcatele care le-a făcut conștient și devine un om sfânt. Dacă nu acceptă credința și pocăința, în clipa aceea se activează păcatul adamic și alături de toate păcatele înfăptuite în mod conștient, el devine un om păcătos. Și când va muri, va merge în iad, indiferent că moare atunci 12-14 ani sau moare la 80 de ani. Ei, Hristos nu s-a întrupat, nu s-a conceput în pântecele Mariei sub incidența păcatului adamic. Scriptura spune în Roman 5:12, printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, tuturor oamenilor, tuturor oamenilor. În expresia aceasta tuturor oamenilor se înghesuie, se încadrează toate ființele umane, de la primul om până la ultimul om, excepție făcând Iisus Hristos, care nu s-a întrupat sub incidența păcatului adamic. De aceea, el pur și simplu a apărut în lume prin naștere, prin întrupare, sfânt. Motivul pentru care el poate să fie Mântuitorul este că s-a născut sfânt, s-a întrupat sfânt, a apărut în lumea umană sfânt, fără ca păcatul adamic să aibă autoritate asupra lui. Sfințenia dobândită însumează păcatele pe care un om, adică vorbește despre păcatele pe care un om le face în mod conștient în viață ca o alegere personală, sau abținerea de la aceste păcate. Biblia spune, în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. Dumnezeu nu l-a ferit pe Iisus Hristos să nu păcătuiască. El a fost confruntat cu ispita ca și noi, în toate aspectele vieții ca și noi. Dar Biblia spune următoarele cuvinte: în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Asta înseamnă că nici măcar o singură dată ispita nu a avut câștig asupra lui pentru ca să urmeze păcatul. Și întotdeauna s-a înfrânat și s-a abținut de la păcat.
nu s-a născut, nu s-a conceput în pântecele Mariei sub incidența păcatului adamic și nu a făcut niciun păcat sub presiunea ispitelor vieții. Motiv pentru care Hristos este sfânt la modul absolut și această sfințenie absolută demonstrează calitatea lui de a deveni mântuitor. Niciun alt lider al vreunei religii din lumea noastră nu poate fi mântuitor pentru că este păcătos prin naștere, născându-se sub incidența păcatului adamic și este păcătos prin păcate pe care a ales să le facă, mai multe sau mai puține. Hristos este sfânt, de aceea este singurul mântuitor. Lăudat să fie Domnul! În al doilea rând, ca și condiție pentru realizarea mântuirii pe lângă sfințenia care demonstrează calitatea mântuitorului, este moartea mântuitorului care demonstrează calitatea mântuirii. Nu există mântuire decât în momentul în care altcineva plătește lui Dumnezeu în dreptul fiecărei ființe umane. Plata păcatului este moartea. Te-ai născut în păcat și păcatul adamic plus păcatele făcute în mod conștient, deliberat, sunt suficiente ca să mergi în iad, pentru că plata acestor păcate este moartea în iad, moartea spirituală și moartea veșnică. Ei bine, Hristos a venit în lumea noastră cu o misiune și misiunea lui a fost să moară în locul tuturor oamenilor, expunându-se în felul acesta sub păcatele fiecărui muritor. El a murit pentru păcatele mele, el a murit pentru păcatele fratelui David, el a murit pentru păcatele fratelui Daniel, el a murit pentru păcatele tuturor coriștilor și ale tuturor fraților din sală sau de la balcon, el a murit pentru păcatele tuturor ființelor umane, de la primul om până la ultimul om. El, unul singur, a avut un munte infinit de păcate pe umerii lui și cu aceste păcate a stat în fața lui Dumnezeu. Și pentru că s-a încărcat cu păcatul oamenilor, Dumnezeu s-a îndepărtat de el și el a strigat: Tată, pentru ce mă părăsești? N-am făcut păcat, nu m-am zămislit în pântecele femeii care m-a adus în lume sub incidența păcatului și deși am fost ispitit ca fiecare muritor, n-am făcut niciun păcat. Tu ești un Dumnezeu care ești alături de cei care sunt sfinți, pentru ce mă părăsești? Răspunsul nerostit era: pentru păcatele pe care ți le-ai asumat de la toți oamenii care au trăit vreodată pe fața pământului. Hristos a murit pentru păcat și asta demonstrează calitatea mântuirii. Sfințenia lui personală vorbește despre identitatea lui, despre natura lui și despre calitatea lui. Sacrificiul lui, suferința lui, moartea lui vorbește despre competența lui, despre ce a făcut el, despre lucrarea lui. Sfințenia vorbește despre el, despre cine este el. Moartea lui, suferința lui vorbește despre ce a făcut el, despre calitatea mântuirii care ni se oferă și pe care noi o primim prin credință. Însă, această mântuire pe care a realizat-o Iisus Hristos, această moarte a lui, care a fost înlocuitoare în dreptul fiecărei ființe umane, a avut foarte multe bariere, foarte multe piedici. Aș vrea să enumăr câteva, pentru că suntem într-o seară în care vorbim despre suferințele lui și despre moartea lui. Este impresionant la ce chinuri s-a expus Hristos. Și nu e vorba doar de cele fizice. Sunt chinuri spirituale în mod deosebit, apoi chinuri emoționale, intelectuale și în ultimul rând chinuri fizice. Prima barieră a fost ezitarea personală. Trebuie să afirmăm și ceea ce afirmăm nu știrbește nici sfințenia și nici moartea sa. Hristos a avut un moment de ezitare. Atunci când Ioan spune în Evanghelia sa, capitolul 18, Marcu spune în Evanghelia sa, capitolul 14, versetul 36, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. În chip simbolnic vorbea despre paharul suferințelor, despre moartea pe care el trebuia să o accepte, să-și o asume în dreptul fiecărei ființe umane. Atât de mare, atât de îngrozitoare, atât de cumplită a fost moartea aceasta,
pentru că El în egală măsură a fost Dumnezeu și om, în același timp, în timp ce a fost om pe pământ, încă o taină a Scripturii, două naturi într-o natură, și n-a fost 50-50%, ci 100% Dumnezeu și 100% om, atât de mare a fost această greutate, această povară a păcatelor, această pedeapsă pentru păcatele tuturor oamenilor, încât Hristos a avut un moment de ezitare și a spus: Tată, dacă e cu putință, depărtează lucrarea asta de la mine, suferința aceasta, moartea aceasta, dar totuși facă-se voia ta. Imediat ce este prins, după ce Iuda ajută pe ostași să îl identifice pe Hristos, Petru scoate sabia și vrea să-l apere pe Hristos, înțelegând că a fost trădat și acum, întinzându-i se o cursă, urmează să fie prins și cine știe ce rău să-i se întâmple. Și ca unul care era războinic, era coleric, era plin de inițiativă, săritor, cu inimă, a scos sabia și a lovit într-unul dintre cei care se apropiau de Domnul să-l prindă, să-i facă rău. Și Biblia ne spune că i-a tăiat urechea. Știți ce a spus Iisus Hristos? Iisus Hristos acum, nu la inițiativa sa, este gata să respingă paharul, ci la inițiativa lui Petru, care încearcă să-l apere. Dar de fapt apărarea aceasta a lui Petru nu era altceva decât o blocare a misiunii pentru care Hristos a venit. Dintr-o dată Domnul este conștient, după ce a depășit ezitarea personală, acum trebuie să depășească intenția lui Petru de a-i opri misiunea. Și știți ce îi spune? În Evanghelia după Ioan, capitolul 18, versetul 11, spune așa: Petre, bagă-ți sabia în teacă. Nu cumva vrei să nu beau eu paharul pe care Tatăl mi l-a dat să-l beau? Odată el s-a gândit la lucrul acesta. Acum este pus a doua oară în situația să se gândească la posibilitatea de a scăpa de chin, de moarte, de suferință, la inițiativa lui Petru, care, neînțelegând misiunea lui Hristos în manieră duhovnicească, încearcă să-l salveze pe Domnul. Cu alte cuvinte, Domnul îi spune: Petre, pentru aceasta m-am născut, să fiu mântuitor și să mor pentru păcat. Oprește-te, pentru că ceea ce faci nu-mi servește mie, ci e împotriva mea. Eu am venit să mor, nu mă opri. Am venit să sufăr, nu mă opri. Am venit să mă încarc cu păcatul vostru, nu mă opri. Și mie mi-a trecut prin cap ca om, dar am depășit ispita. Și eu am fost ispitit și printre toate ispitirile a fost și asta. Dar i-am spus Tatălui să se facă voia ta. Oricât de adâncă ar fi suferința, să se facă voia ta. Oricât de mare ar fi chinul, să se facă voia ta. Ori de câte ori am mințit fiecare ființă umană, îmi asum toate minciunile lor. Ori de câte ori a furat fiecare muritor, îmi asum toate furturile astea. Ori de câte ori a bârfit, a clevetit, a curvit și lista este nesfârșită. Miliarde peste miliarde, ori de câte ori îmi asum toate păcatele lor. Tată, să se facă voia ta. Accept să mor în locul lor, dar fă-i liber că nu știu ce fac. Accept să sufer în locul lor, dar fă-i liber că nu știu ce fac. Și acum Petru încearcă să deturneze misiunea. Încearcă să-l scape pe Domnul. Încearcă să-l oprească să fie mântuitorul. Încearcă să-l oprească să moară pentru oameni. El pentru asta a venit. Și spune lui Petru: Nu, Petre, nu te băga, nu e între tine și mine, nu-mi faci un bine. Eu nu pot să spun Tatălui: s-a sfârșit, dacă tu mă oprești acum aproape de încheiere. Este gata să-mi finalizez misiunea. Mi-a fost greu. Mai e un pic și se încheie. Văd Golgota, văd vârful dealului, nu mă opri. Special pentru asta am venit. Nu-mi faci niciun bine. Eu sunt Mântuitorul. Sfințenia mea îmi dă calitate de mântuitor, însă eu trebuie să mor, altfel voi nu veți avea mântuirea, pentru că numai moartea mea în locul vostru vă va da viața din mine, transferându-se asupra voastră. Nu mă opri!
Tatăl m-a trimis și eu am acceptat. Tatăl a făcut un plan, eu am venit să-l împlinesc. Planul acesta îl poate împlini doar cineva la modul absolut sfânt și născut și dobândit. Și planul acesta trebuie neapărat ca acest cineva sfânt să moară pentru voi. Nu mă opri, Petre, pentru asta am venit. Cineva care s-a născut să moară, să sufere în locul altora. Stând în această seară înaintea lui Dumnezeu, ne gândim cât de egoiști, cât de invidioși, cât de răutăcioși, cât de neiertători suntem noi în natura noastră de carne. Uneori ne este greu să ne iertăm soția cu care am făcut copii, am crescut și de o viață călătorim. Și poate zile în șir suntem sub imperiul nervilor, spunem cuvinte grele, pe care le regretăm când ne liniștim. Ne e greu uneori să ne iertăm părinții sau copiii, frații și surorile. Și avem legături de sânge, suntem din același neam. Hristos este Dumnezeu, s-a făcut om, a fost sfânt, de aceea a putut să se facă mântuitor și a murit pentru păcatele noastre. Iar această barieră, această ispită a ezitării sale, însoțită de ezitarea lui Petru, a fost depășită de Domnul Iisus Hristos. Apoi, gândiți-vă la indiferența ucenicilor. Domnul în Matei, în capitolul 26, ne spune evanghelistul că i-a luat cu el. Pe cine era să ia cu el? Să ia pe farisei? Pe cine? Să ia soldați? Să ia niște oameni simpli, niște agricultori care nu înțelegeau misiunea sa? I-a purtat cu el trei ani și jumătate. Și acum, când au graduat, i-a luat cu el și le-a spus: veniți cu mine, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și oamenii aceștia au adormit. A venit la ei, i-a trezit și din nou le-a spus: rugați-vă, și au adormit din nou. A venit a doua oară și i-a găsit dormind. Și când vine a doua oară, le spune: acum puteți să dormiți liniștiți. Iuda, soldații, intră în grădină. Mă gândesc ce fel de oameni au fost ucenicii. Chiar toți să fi dormit? Eu mă gândesc că somnul acesta n-a fost rezultatul unei oboseli fizice. Nu ar fi putut chiar toți să fie la fel de obosiți, epuizați până peste măsură ca să doarmă pur și simplu ca un lemn. E greu de înțeles partea aceasta din Scriptură, dar a fost un somn care venea din lumea spirituală, din acea luptă extraordinară, că de fapt acolo s-a dat lupta, nu pe Golgota. Pe Golgota a fost doar publicarea ei, manifestarea ei. Hristos a trecut peste asta, a trecut peste trădarea lui Petru, cel mai proeminent dintre ucenicii Domnului, l-a trădat. Câtă încredere poți să ai într-un om dacă cel mai proeminent ucenic l-a trădat? Cât de valoros este un muritor dacă așa stau lucrurile? Iuda l-a vândut. Biblia ne spune că Domnul Iisus l-a avertizat pe Iuda și în ciuda avertizmentului nu i-a folosit la nimic. Asta îmi spune mie că un om care nu-i pocăit și vine la biserică, nu mă refer la un om nepocăit, ci mă refer la cineva care l-a cunoscut pe Domnul în trecut și care se răcește și intră într-o stare de căldicel și apoi cade în păcat și trăiește în păcat, nici o predică din lume nu-i mai ajunge la urechi. Domnul a mustrat pe Iuda și i-a spus: unul dintre voi mă va vinde. Și Iuda a venit personal. Priviți în Matei, în capitolul 26. L-a întrebat următoarele cuvinte: nu cumva sunt eu? Și Domnul i-a răspuns: da, tu ești. Și în ciuda acestei confruntări directe, el a continuat misiunea sa și l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos. Ce ar fi putut să-i spună Domnul ca să-l oprească? L-a confruntat direct, nu i-a bătut apropo ca să spună: dacă îmi spuneai direct, înțelegeam. L-a confruntat și a spus: omule, ești pe marginea mormântului etern. Ai grijă. N-a avut grijă. Asta îmi spune mie că atunci când o inimă de om își propune să trăiască în păcat, nici un predicator de pe fața pământului, nici cea mai harismatică predică, nici cea mai directă consilieră și cea mai confruntativă discuție nu poate să schimbe inima unui om, pentru că Dumnezeu a lăsat dreptul fiecărei ființe umane să facă ce vrea cu viața ei. Acesta este respectul pe care Creatorul l-a dăruit creaturii.
De asemenea, Ana l-a judecat pe Domnul, Caiafa l-a judecat pe Domnul, Sinedriul l-a judecat pe Domnul și aceasta este judecata religioasă. Apoi Pilat și Irod l-au judecat pe Domnul și aceasta este justiția, sunt guvernatorii din sud, din Iudeea și din nord, din Galileea. Apoi trecătorii l-au batjocorit, citiți în Luca în capitolul 23, trecătorii îl batjocoreau. Câți din trecătorii aceștia nu au asistat cândva în perioada aceasta de 3 ani și jumătate la una dintre minunile Mântuitorului Iisus Hristos? Nu s-au întâlnit cu cineva care a povestit măreția vindecării sau a unui miracol în viața sau în casa lui? Și totuși oamenii au această lipsă de calitate, de stabilitate. Astăzi sunt entuziasmați în fața unui miracol și mâine pur și simplu ca și cum n-au văzut nimic. Își permit să se comporte cu necredință, cu neascultare și cu lipsă de pocăință. Aceasta este competența umană, de aceea am avut nevoie de un mântuitor. Omul care spune mă las de țigări ca să nu mă pedepsească Dumnezeu, uită că trebuie să se mai lase de încă alte sute de lucruri, dar ce face cu lucrurile de care nu se poate lăsa, de păcatul adamic? Cum poate cineva să se lase de păcatul adamic? Că aceasta este doar o vinovăție sub greutatea, sub prezența căruia te-ai născut. Dacă nu-L accepți pe Mântuitorul, ce faci cu păcatul adamic? Și dacă de acum încolo te lași de fumat și de celelalte, ce faci cu păcatele de până acum? Că tocmai de aceea te lași de ceva, pentru că ești vinovat. Cum te mai lași de păcatul de ieri? Înțeleg că te lași de păcat astăzi și mâine, dar de cel de ieri cum te lași? Cine mai poate să intre în istorie decât unul singur care are palmele străpunse și numele lui este Hristos, lăudat să fie Domnul. De aceea oamenii vin la El, de aceea El este Mântuitorul, de aceea mântuirea Lui este cea mai mare nevoie umană, de aceea noi sărbătorim moartea Lui astăzi, de aceea Îl celebrăm, de aceea Îl serbăm, pentru că El e Mântuitorul nostru, fără El am merge în iad. Cele mai alese merite umane sunt de fapt un păcat în fața Lui Dumnezeu. Poporul Domnului, este adevărat că oamenii n-au capacitatea să se entuziasmeze de fiecare dată la aflarea aceleiași vești. Ne avem capacitatea să ne entuziasmăm pentru prima oară când auzim o veste. Dacă e una gravă, plângem. Dacă e una pozitivă, ne bucurăm. Dar dacă acest mesaj ni se spune mereu și mereu și mereu, pentru cea negativă nu mai plângem, pentru că am plâns o dată, de două, de trei și după aceea a devenit obișnuită. E o veste obișnuită. Iar cea pozitivă nu ne mai entuziasmează. Te entuziasmezi când îți cumperi mașina, atunci, sau altceva. Dar după aceea, după o lună, două, trei, tot la mașina aia sau la lucrul ăla te uiți, dar nu mai are nicio însemnătate. A trecut luna de miere. Credeți-mă că și în legătură cu lucrurile spirituale este la fel. Aici este nevoie de o disciplină care, de fapt, îl onorează pe Domnul. Noi nu suntem ființe fără rațiune. Noi suntem oameni care înțelegem ce a făcut Hristos pentru noi. De aceea eu aleg să nu las carnea păcătoasă să hotărască cât de tare mă bucur în această seară. Că după ea nu mă bucur deloc, pentru că sunt obișnuit cu mesajul acesta, îl visez și l-am în minte când sunt treaz. Pentru mine este vechi, pentru mine este epuizat, pentru mine este cunoscut. Dacă mă voi lăsa condus de carne, voi sta nesimțitor în această seară, fără să reacționez la această măreție care mi-a schimbat viața. Dar nu o să fac așa, pentru că aș fi vinovat, ci pur și simplu îmi voi da toate silințele să respect memoria Mântuitorului meu, jertfa Lui, suferința Lui, moartea Lui înlocuitoare și ceea ce El a făcut pentru mine. Și în seara aceasta mă voi smuci în omul din lăuntru ca să îi dau Domnului ceea ce merită, slava, cinstea, închinarea și onoarea. Poporul Domnului, aceasta este o provocare pentru fiecare dintre noi. De aceea, în momentele următoare, va fi un timp de rugăciune, un timp în care ne vom apropia de Domnul și ne vom aduce, ați văzut imaginea aceea pe screen, cu, era sumbră, un deal, un munte așa întunecos și o cruce pe el. Ei bine, pe o cruce ca aceea a murit Domnul Iisus. A fost bătut crunt, nedreptățit, dar a venit special pentru asta. Știți de ce? Pentru mine și pentru dumneata. Pe o cruce ca aceea a murit El.
toți l-au scuipat, toți l-au batjocorit, toți și-au bătut joc de el, toți au râs de el, toți l-au privit ca pe un vulnerabil, ca pe unul care nu mai este în stare să facă ceea ce a spus, că împărăția mea, că tatăl meu, că puterea mea, garda mea de îngeri, legiunea de îngeri, toți au privit la el ca cineva care nu se mai poate apăra. Și prin moartea aceea, care pare rușinoasă, el m-a iertat pe mine și te-a iertat pe dumneata. Sfințenia a dat, a dat calitate persoanei lui, iar moartea a dat calitate lucrării lui. În această seară, sunt sigur că dacă mor acum, peste un minut, peste o zi sau peste 10 ani, voi merge în împărăția lui Dumnezeu, pentru că Mântuitorul meu a murit pentru mine. De aceea, în seara asta, e o mare onoare pentru Biserica lui Dumnezeu să întindă mâna și să se împărtășească. Multe sunt greșelile noastre de muritori, dar le mărturisim și în urma mărturisirii este credincios și drept să ne ierte de păcatele noastre și să ne mântuiască. Vă invit să ne ridicăm în picioare, frați și surori, să avem un moment de rugăciune, să stăm înaintea Domnului cu demnitate și responsabilitate, să ne rugăm și apoi să întindem mâna și în această zi unică din an să ne împărtășim cu trupul Domnului nostru și cu sângele Său. Binecuvântat să fie Domnul. Intrăm în rugăciune cu toți.